Bună seara! În primul rând încep prin a-mi cere scuze pentru deranjul ăsta. Totul l-am scos de grabă. Bineînțeles că pentru 10 minute de lucru cât am avut aici să cuplez rota asta de hoverboard care va funcționa ca și generator, o să lucrez vreo câteva ore să le pun toate astea înapoi la punct, dar asta este. Grabă, târziu și vreau neapărat să văd cum funcționează. Deci, roată de hoverboard care va funcționa ca și generator, roată de triciclu care va funcționa ca și amplificator de viteză și va fi baza turbinei, axul turbinei verticale. Mă întrebați de ce am încercat verticală, dar mi se pare că captează mai bine vântul și o să încerc și cealaltă variantă dacă nu-s mulțumit de turbina cu ax vertical. Aici am pregătit aparatul de măsură. Aici am făcut o punte redresare, așa cum am știut. Și n-am știut prea bine, sau o să vede. Cu niște lipituri în grabă, la niște rulmenți ca să-i schimb axul, plus cilindrici și rulment conic. Aici sunt rulmenți cu bile, nu se pretează pentru turbina eoliană, o să-i schimb. Deocamdată vreau să fac testul. Așa. O să-i dau drumul, o să-l angrenez cu mâna, respectiv cu o șurubelniță și să vedem ce ne arată. Pornește foarte, foarte, foarte ușor. Sunt entuziasmat de cât de ușor pornește. Scoate cu ușurință 12, 13, 14, scoate și mai mult. Eu încerc să o învârt la rotația turbinei, deci o rotație medie a turbinei, care am observat că reușește să o realizeze. E cu diametru palelor de 2 metri, 4 pale și nu atinge turații foarte mari, dar în schimb are forță. Și eu mă gândesc și cred, acum cum simt, că învârte, că va reuși să o angreneze. Am mai făcut un test înainte cu motorul de la triciclu, nu sunt mulțumit de randament, chiar și așa reușește să învârtă și motorul de la triciclu și scoate undeva la 6-7 V. Nu suficient însă. Acesta e suficient. Uitați-vă, 13, 14 V, dau foarte lejer, foarte lejer se învârte. Dacă aș putea să învârt cu două degete, numai nu pot ține șurubelnița. Arată încărcarea. Ba, nu arată. De ce? Pentru că m-am oprit. Încarcă. 15, 16, chiar nu-i cazul. Cam asta a fost testul, bineînțeles, o să urmeze foarte multe îmbunătățiri, îi voi pune un arc ca să adere mai bine. Nu-i perfectă roata, nu-i perfect cuplajul, trebuie să vin aici pe ax. O să mai am de lucru. Cum ziceam, 10, am fost tare nerăbdător să văd ce face, cum face. O să urmeze foarte multe îmbunătățiri. Cam asta a fost. O seară bună vă doresc!